Dmila Ulițcaia a studiat biologie și chimie, a lucrat ca specialistă în genetică și biochimie. Apoi a renunțat la cariera științifică pentru literatură. A început să publice după prăbușirea regimului comunist. Romanul Imago, apărut în limba rusă în 2010, titlul original fiind Cortul verde, reprezintă un tur de forță. Datorită ambiției de a construi o saga a generațiilor surprinse în contextul URSS-ului și al Rusiei post-sovietice, epica realistă cu șerpuiri psihologice, multitudinea personajelor ale căror portrete și vieți sunt lucrate după structura unui arbore cosmic, polifonia vocilor, toate acestea sunt calități care o fac pe Ulițcaia să fie urmașa lui Alexander Soženitsen în spațiul literar rusesc. Romanul Imago sintetizează povestea vieții a trei adolescenți și prieteni, precum și a profesorului lor de literatură, pe nume Victor Iulievici Schengeli, pentru a sintetiza de fapt istoria Rusiei și a URSS-ului în secolele 20 și 21. Cuvântul imago se referă în biologie la forma adultă și definitivă a unei insecte sexuate, așa cum sunt percepuți adolescenții inițiați, din punct de vedere literar, moral, antropologic, de profesorul Schengeli, pasionat de ritualurile de trecere de la adolescență la maturitate. Personajul profesorului de literatură le explică adolescenților liceeni rolul și rostul istoriei și literaturii. Întrucât istoria nu a putut fi scrisă corect și falsificator în timpul comunismului, literatura subversivă a trebuit să înlocuiască istoria sau să o regesteze și să o conțină. Astfel, ficțiunea sau ficționalizarea permise de literatură au fost mai aproape de adevăr decât istoria mincinoasă oficială impusă de regimul comunist. Astfel, literatura a ajuns să aibă puterea de a deveni istorie. În consens cu această teorie, obsesia profesorului Schengeli devine scrierea unei cărți despre trezirea conștiinței morale în adolescenți, exact acest lucru înfățișându de fapt romanul Ludmilei Ulițcaia, sintetizând colectiv și individual vieți moscovite de intelectuali desfășurate în condiții de represiune. Figura lui Stalin domină începutul romanului și este una monstruoasă. Moartea lui Stalin în 1953 și mai ales în mormântarea lui va fi una care va produce o catacombă de morți. Inclusiv pieirea dictatorului va reclama sacrificiul poporului său ca și cum nu ar fi fost de ajuns că în timpul vieții sale au suferit și au murit zeci de milioane de oameni. În mormântarea Moscovita, dictatorului este percepută ca un uriaș ritual sacrificial în care victimele sunt locuitorii siliți să asiste la o ceremonie de tip faraonic. Funeralile nefastele lui Stalin devin, de fapt, metafora cea mai vizibilă și acută pentru sistemul de închisori și lagăre din URSS, care deveniseră între 1919-1953 o industrie de asasinat în masă a așa numiților dușmane poporului. Lucru mai puțin știut, 1500 de oameni au murit în timpul funeralilor lui Stalin, din pricina Bulzelii. Ca să compenseze dictatura, Ulițcaia se concentrează în romanul Imago pe funcția samizdatului și a rezistenței subversive prin literatură. În mod conspirativ, profesorul Schengeli îi plimbă inițiatic pe cei trei adolescenți liceeni printr-o Moscova a scriitorilor rebeli. În felul acesta este schițată o hartă răzvrătită a capitalei Moscovite, în contra vremurilor bolșevice: Literatura fiind percepută cu efect catartic și cu funcție istorică, mai ales în timpuri tiranice. Și aici există un citat esențial care sună astfel: Literatura e singurul lucru care ajută omul să trăiască și îl face să se împace cu timpul său. Samizdatul a fost o formă de rezistență și de nesupunere față de regimul bolșevic, iar Ulițca schițează o infrastructură acestei literaturi interzise și conspirative. Autoarea prezintă nașterea literaturii de samizdat, a literaturii de sertar nepublicabilă, dar copiată ori dactilografiată clandestin și citită astfel din mână în mână ca într-un fel de bibliotecă mobilă și subversivă a vremurilor. Personajul reprezentat de profesorul de literatură Shengeli este emblematic în romanul Imagu, întrucât el reexplică toată literatura rusă autentică pe care autoritățile sovietice o eliminau și o interziceau. Cărți prohibite, citite în ascuns, discuții acuzatoare la adresa regimului, rețele de rezistență intelectuală și civică, manuscrise filmate și transportate în străinătate de către oameni valiză. Toate acestea alcătuiau o concretă hartă rezistenței. Autoarea prezintă intelectualitatea în vremea regimurilor tutelate de Nikita Hrușciov și Leonid Brejnev, dar nu se ocupă de dimensiunea oficială a acesteia, ci de aceea underground, reprezentată de inteligenția rebelă, antisovietică, avidă de artă interzisă. Sunt portretizate comunități de intelectuali supraviețuind în slujbe mizere, obscure, dar strălucind într-o boemă underground. Toți aceștia alcătuiau o castă antistalinistă. Se putea astfel supraviețui într-o lume paralelă în Rusia sovietică, iar lectura era forma cea mai vie de rezistență și revoltă. Romanul Imago se încheie cu un elogiu adus unui poet rus subversiv emigrat la New York, premiat cu Nobel, este vorba de Iosif Brodsky, care se stinge prematur în 1996. Dacă romanul debutează cu moartea și funeralile unui dictator, Stalin, el se încheie cu moartea unui mare poet răzvrătit împotriva stalinismului și post-stalinismului, Iosif Brodsky. Între cei doi Iosif, opuși din toate punctele de vedere, se află narativizată istoria Rusiei sovietice și post-sovietice, Ulițcaia construind un roman cu o structură circulară. Am cunoscut-o pe Ludmila Ulițcaia acum câțiva ani la un festival de literatură. Venise pentru prima dată în România tocmai ca să lanseze romanul Imago. M-am bucurat când am aflat, dialogând cu domnia sa despre literatura rusă, că Mihail Bulgakov, magistrul meu, este unul dintre scriitorii săi preferați. Nu uitați, prieteni, cărțile nu vă trădează niciodată.